Un șofer ghinionist s-a trezit cu mașina în stâlp după ce s-a speriat de o albină. Accidentul s-a petrecut în dreptul localității Bărcănești ieri după amiază. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, șoferul scăpând doar cu o sperietură zdravănă și cu mașina făcută zop. Am deschis geamul să scot albina de mașină și am intrat în stâlp. Asta e tot. Autoritățile au intervenit imediat pentru a înlocui stâlpul dărâmat. Nu mai avem ce să-i facem, trebuie să aducem altul nou. Deja l-am comandat de la firma care are întreținerea rețelei de iluminat public. Sperăm că... Ăsta e al doilea stâlp. Unul a fost acum un an la Interhome și ăsta e al doilea. Mă miră faptul că stâlpii sunt foarte rezistenți și cu toate acestea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dau un stâlp jos, mașina nu e atât de bușită pe cât se vede. E lovită, dar nu... Dar stâlpul a căzut. Cum tu, dracu? Nu pricep în ce-i făcut stâlpul ăsta. Din cauza stâlpului căzut, traficul rutier la intrarea în oraș pe sensul de mers București-Ploiești a fost îngreunat timp de o jumătate de oră, desfășurându-se alternativ sub supravegherea polițiștilor rutieri.